Mulți îmi reproșau și zice că din cauza asta n-am mai plecat eu la Dinamo la Steaua, că am luat cartonaș roșu la meciul cu Sarajevo. Când am jucat la Sarajevo returul din Cupa UEFA, așa. Da, la un moment, m-am pierdut parcă 4-0 acolo, da? Sau nu mai știu exact, 4-1, 4-0, parcă aici am făcut 4-4. Cred că erau 83, dacă nu mă înșel, nu? Cam, da, cam în perioada aia, că nu mai... Când ei aveau nevoie de jucători în cupele europene, pe mine m-au suspendat 5 etape. Dar cum s-a ajuns acolo? La un moment dat, Dumitrache, Dumnezeu să-l ierte, avea un conflict cu arbitru de centru, Melegare, îl chema, pe care mă arbitrase în Australia, mă cunoștea. Așa. Și la un moment dat, nu știu ce conflict, așa au fost, Dumitrache îl lovește cu capul, îi dă în față. Na, la arbitru. Ăla cu borș în mână, vine arbitru de centru, de Lătușe. Dar m-a s-o nimerit faza, eu să fiu pe lângă el, fiind atacant cu Dumitrache pe acolo, pe lângă el. Și i-am făcut un gel, că ăsta avea arbitru și a vrut să-l lovească pe Dumitrache cu fanionul ăla de Tușe. Așa. Și nu, i-am făcut un gest mai așa, la ăla de, ce i-ați de făcut? Tușe. Ce i-ați făcut? Ce gest i-ați făcut? Nu pot să spun acum, când ne vedem îți spun. A, obscen, era un gest obscen. Da. Și m-a dat și pe mine afară la Melegări. Mi-a dat și mie roșu. Da. Lui Mopsu i-a dat vreo 7 ani, parcă și mi-a dat 5 etape. A, deci practic și... cine v-ar fi luat, orice echipă românească v-ar fi luat, nu vă putea folosi 5 etape în cupele europene. Da, știi cum s-a... Atunci am fost trecut în lotul lui Dinamo. Ați fost trecut? Da, am fost trecut într-un următorul caz sau cât. Am fost trecut în lot. Și mi s-au anulat acele. De nu era problema de asta, că dacă vrea să te ia, te lua și nu numai că nu jucai în cupele europene. Problema a fost că eu am fost cel mai devin. Stați puțin, că acum am înțeles. Acum am priceput. Deci, după suspendare, da. Acum am înțeles cum era de fapt șmecheria. Dinamo v-a legitimat, v-a trecut în lot ca să vă faceți suspendările. Deci dumneavoastră n-ați fost niciodată la Dinamo. Exact. Jucam la Hunedoara. Wow, mi se pare incredibil. Asta în sezonul imediat următor, asta s-a întâmplat în 82, am găsit meciul. În noiembrie 82 s-a întâmplat. La Sarajevo. Nu știu, exact. N-aș putea să spun că nu am detalii, că nici eu nu, după am aflat după aia, n-am știut. Nu știam. Aha.